USR și Forța Dreptei au depus astăzi moțiune împotriva ministrului de interne, Lucian Bode. Vorbim de un ministru care a ajuns sinonim atât cu ciocoismul în politică, cât și cu slugărnicia dusă la extrem. A ratat complet orice formă de a aduce un bine, o reformă în acea instituție pe care o conduce. Nepotismul, pilele, corupția sunt la un nivel fără precedent și totul a ajuns un mare sistem căpușat care în loc să ofere siguranță și încredere, ajunge să ofere debandadă și furt. Și nu trebuie să ne uităm mai departe de cazul licitației cu dedicație pentru acele mașini BMW cumpărate de poliția română cu un caiet de sarcini făcut special să se potrivească pe ce avea de oferit de la firmă prietenul președintelui Iohannis.